Peste 5.000 de spectatori au stat seara trecută cu sufletul la gură, așteptând ca favoriții lor să câștige cele 3 puncte puse în joc. Partida nu a fost deloc una ușoară, dar elevii lui Grigoraș au reușit să învingă echipa adversă, la care evoluează și fiul acestuia, Alexandru Grigoraș. Omul serii a fost Branco, bosniacul apărat spectaculos penaltiul lui Răduț. 3 puncte de aur, suntem bucuri. Ai ghicit colțul mai departe. Ai ghicit colțul. Sincer, am văzut ce mi-a zis antrenorul meu de portare. Mi-a făcut cu mâna așa și am plecat drept, dar am așteptat puțin. Foarte bucuros pentru că au jucat bine. Într-adevăr ne-a ajutat Dumnezeu, aveau și șansa să marcheze, dar trebuie să nu uităm meciul din tur când am pierdut în ultimul minut. Mă bucur de asemenea pentru Petre Grigoraș, sunt convins că a fost o ambiție personală să învingă, pur sportivă, să învingă fosta echipă și ne continuăm ceea ce am promis suporterilor, drumul către un loc liniștitor în campionat. Suporterii gălățeni au trăit intens finalul partidei când Iorga a șutat perfect pentru scorul de 1-0. Și am sperat că vom câștiga jocul, am și avut ocazie, dar până la urmă a fost acea lucrură de 11 ani. Petre Grigoraș consideră că victoria de aseară este una foarte importantă, care îi obligă pe elevii săi să fie mai optimiști și să se îndepărteze de zona retrogradării. De la meci la meci să creștem în calitatea jocului și, bineînțeles, să nu mai dăm emoțiile pe care le-am dat astăzi sau să nu mai avem emoțiile pe care le-am avut astăzi. Până la urmă, sunt 3 puncte extrem de importante, sunt foarte fericit pentru rezultat și trebuie să ferice jucătorii pentru că au sperat și au crezut până în ultima clipă. Iar atâta timp cât încerci și ai dorință și voință, nu poți decât să-i aplauzi și să-i feliciți. Cele 3 puncte câștigate seara trecută, dar și victoriile din ultimele 3 etape sunt extrem de importante pentru Oțelul Galați. Jucătorii lui Grig vor disputa următorul meci pe 15 martie împotriva sportivilor de la Gloria Bistrița.